Accident la Drobeta, Turnul Severin. O femeie de 70 de ani a fost lovită chiar pe trecerea de pieton de un șofer care susține că nu a văzut-o la timp. Victima se pregătea să treacă strada când a fost izbită de mașina care se afla la intersecția străzilor Călăraș cu Traian. În urma impactului, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Femeia în vârstă de 70 de ani se pregătea să traverseze pe marcajul pietonal când a fost izbită în plin de mașină. Accidentul a avut loc la intersecția străzilor Călăraș cu Traian. Șoferul susține că nu a văzut-o la timp pentru a putea evita impactul. Veneam pe strada Traian și vroiam să intru pe Călăraș aici și a venit o mașină din partea asta și nu știam exact ce vrea să facă, dacă vrea să facă la dreapta sau să meargă, n-am știut exact. Uitându-mă la el, n-am văzut-o și am atins-o. Am lovit-o peste picior, fără să... Îmi pare rău. N-am vrut să întâmple. Accidentul a fost destul de violent, iar victima a fost transportată la spital cu multiple leziuni. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a dovedit că șoferul autoturismului nu consumase băuturi alcoolice. La intersecția străzilor Călăraș, în apropiere de intersecția cu strada Traian, s-a produs un accident de circulație între un autoturism și un pieton. În urma accidentului, pietonul a fost transportat la spital, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliția continuă cercetările în acest caz și cel mai probabil bărbatul se va alege cu un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și permisul suspendat pentru neacordare de prioritate.